Vizită surpriză în Ucraina. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat Kievul, dar și localitatea Bucea la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Vizita a coincis cu împlinirea unui an de la retragerea armatei ruse din Bucea și descoperirea atrocităților lăsate în urmă. Președintele Moldovei, Maia Sandu, vizitează Ucraina la inițiativa mea. Am discutat despre problemele actuale ale interacțiunii bilaterale la subiect. Continuăm să facem tot ce e necesar pentru a construi relații prietenoase și strânse între statele noastre. Vă mulțumim pentru sprijinul și solidaritatea Moldovei cu poporul Ucrainei. A transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Facebook. Ulterior, Maia Sandu a mers alături de Volodymyr Zelenski pentru a comemora crimele comise de armata rusă în localitatea Bucea, aflată lângă capitala Kiev. Vizita Maiei Sandu la Kiev a coincis cu împlinirea unui an de când armata rusă s-a retras din Bucea, lăsând în urmă sute de cadavre împrăștiate pe străzi. La un an de când trupele ruse au comis masacrul din Bucea, am revenit în acest loc pentru a onora victimele nevinovate, bărbați, femei, părinți și copii, sute de oameni uciși, mulți alții violați și torturați cu o cruzime de neimaginat. Împreună cu statele democratice alegem să rămânem de partea lumii libere, credem în victoria Ucrainei în lupta ei pentru existență ca națiune, cu restabilirea integrității sale teritoriale și cerem dreptate, fără dreptate nu putem avea pace, a transmis Maia Sandu pe rețelele sociale după ce a vizitat Bucea. Totodată, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina nu va uita niciodată ce s-a întâmplat acolo.